dacă în prezent pachetele de țigări sunt însoțite doar de mesaje sugestive, cum ar fi fumatul ucide, din anul 2018 pe ele vor apărea și poze cu efectele fumatului. Pictogramele șocante vor acoperi practic toată suprafața ambalajului. Iată, așa ar putea arăta pachetele de țigări. Spre exemplu, această fotografie al cancerului de plămâni este pur și simplu înfiorătoare și nu poate fi arătată la televizor. O altă fotografie, numai puțin oribilă, ilustrează cum fumatul poate distruge dantura. Pe pachetele de țigări vor mai apărea și fotografii ale femeilor gravide care fumează, dar și a copiilor care sunt expuși la fumul toxic de țigară. Majoritatea oamenilor au fost șocați de ilustrațiile aprobate de autorități. Это ужасно, это очень страшно видеть такое. Действительно, как-то курить уже после этого не очень хочется. Да, лучше не курить вообще, даже не пробовать. Ну, если честно, то некоторые фотографии немножко противно смотреть. Вообще неприятно смотреть вот на эту. Я думаю, что психологически все равно где-то в подсознании это закладывается, и эта мысль тебя преследует. Alții sunt însă de părerea că noile imagini nu vor avea efect și sunt inutile. Să lasă până la urmă cel care dorește să lasă și să lasă și fără mesajele astea. Как бы во многих странах, вот в Турции, в России, как бы везде такие картинки, это, ну, влияет, может быть, психологически на человека немного, но не так сильно. Totodată, pe fiecare pachet de țigări va fi imprimat și numărul de telefon al liniei verzi pentru cei care vor să se lase de fumat, dar nu pot. Potrivit datelor oficiale, anual în Republica Moldova se înregistrează circa 5.000 de decese din cauza bolilor cauzate de consumul tutunului. Potrivit ultimului raport al Organizației Mondiale a Sănătății efectuat în 2013, în Republica Moldova 25% din populația adultă fumează.